Antoni Karpov este marele maestru internațional rus de șah și fost campion mondial între 1975-1985 și 1993-1999. Karpov s-a născut pe 23 mai 1951 și la 4 ani se putea lăuda că a deprins jocul de șah datorită sprijinului acordat de tatăl său. Ascensiunea în șah a lui Anatoli a fost una rapidă, astfel că la 15 ani, în 1996, era cel mai tânăr maestru național sovietic din istorie. 13 ani mai târziu, marele maestru, devenit deja campion mondial, atingea vârful carierei sale și dovedea acest lucru la Montreal în turneul stelelor. Era totodată perioada în care tinerele speranțe ar fi fost mulțumite dacă ar fi luat parte la un simultan cu marele campion. Puternic adversar al lui Karpov avea să fie Kasparov, însă și Korchinoi își dorea titlul mondial aflat în posesia lui Karpov, ca să nu mai amintim de insistența a lui Bobby Fischer de a se întâlni cu deținătorul titlului. Istoria șahului mondial consemnează însă faptul că perioada de supremație a lui Anatoli Karpov a fost întreruptă circa 8 ani între 1985 și 1993, când titlul mondial avea să treacă chiar pe la mai tânărul său adversar, Garry Kasparov.